împreună cu Gabi pentru o misiune în țară de 12 zile, după care o să petrecem sărbătorile în Arizona. Și pentru că biserica din Kitchener este ca și o familie, n-aș fi vrut să plec fără să nu vă urez un Crăciun fericit. Mai mult decât atâta, am predicat în ultimii 10 ani, de foarte multe ori așa în sărbători, și am avut anumite mesaje, dar astăzi am un mesaj special de Crăciun. Atunci când fratele Gabi m-a invitat să mergem în țară, să avem un concert de colinde, m-am gândit oare care este relevanța, adică valoarea Crăciunului astăzi. Atât pentru cei din țară, cât și pentru cei din Kitchener. Oare mai are aceeași semnificație, aceeași valoare care au avut-o acum 30, 40, 50, 60 de ani? Eu am aproape 50 de ani și în aproape 50 de ani am petrecut 48 de Crăciunuri și parcă unul era mai frumos ca altul, dar în ultima vreme parcă nu mai simt acel sentiment extraordinar care îl simțeam. Bă, vine Crăciun! Parcă colinzile nu mai sunt la fel cum era înainte. Parcă sentimentul pe care îl trăim acum nu mai este ca și cel care l-am trăit când eram copii, când eram săraci. Când mama făcea niște cozonaci și știam că mergem la colindat, eram înghețați și veneam acasă și număram și banii cât am făcut la colindat, dar ce era mai important, am simțit că-i Crăciun. Cântam despre nașterea lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Interesant este că timpurile au trecut, ori noi nu mai simțim valoarea Crăciunului, sau cineva ne-a furat bucuria Crăciunului. Am să folosesc termenul Crăciun cu o explicație extraordinară. Am văzut foarte mulți în ultima vreme, nu mai pot să pomenească cuvântul Crăciun, care a venit de la unul nene care a posit Iosif și cu Maria. Vreau să vă spun că atunci când s-a format limba română, între anul 300 și anul 600 după Hristos, cuvântul Crăciun vine de la Creațium, care în anul 333, Dionisie cel Mic, spunea de această sărbătoare că înseamnă întruparea celui care a creat totul. Adică, cu alte cuvinte, cel care a creat totul s-a întrupat și a locuit printre noi. Și explica că cuvântul Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi, ar trebui înțeles în limba ebraică, într-un mod ciudat, Dumnezeu are carne și oase. Mi-am pus întrebarea de ce în ultima vreme este o așa împotrivire împotriva acestei sărbători. Ateii și liberalii din America și din Occident vor să-L scoată pe Hristos din Christmas. Și nu suportă să simt ofensați. Și nu mai spun holiday, spun holiday. Nu mai vor să spună că e o zi sfântă și să comemorăm și să vestim un anumit mesaj că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră. Cineva parcă este ofensat de această sărbătoare. Am văzut în Austria și în Italia, musulmani au mers noaptea și au tras un braț și l-au călcat în picioare pentru că ei nu acceptă că Dumnezeu ar putea avea un fiu. Și cum să se întrupeze Dumnezeu? Nu se poate. Și urăsc această sărbătoare. Dar am văzut că și sfinții urăsc această sărbătoare. Sunt biserici care nici măcar nu citesc un text cu privire la nașterea lui Iisus. Nici despre magi, nici despre păstori, nici de vizita lui Gavril la Maria. Nu citesc deloc. Citesc de Crăciun ce trebuie să citească de Paști și citesc de Paști ce trebuie să citească de Crăciun. Am văzut o anumită denominațiune, n-aș vrea să dau nume, dar atât au studiat Crăciunul și vorbesc mai mult despre Tamuz, de Iștar, de Mitra, Semiramida, Osiris și avut tot felul de argumente că n-ar trebui să ținem Crăciunul. Ei, vreau cu ajutorul lui Dumnezeu astăzi să vedem de ce este atâta împotrivire împotriva acestei sărbători. Oamenii, atunci când s-au întâmplat anumite evenimente în viața lor, și-au adus niște stâlpi de aducere aminte ca nu cumva să uite.
Dumnezeu le-a dat la Israel, la poporul lui, anumite sărbători prin care vrea să nu uite ce a făcut Dumnezeu pentru ei, cum a fost Paștele, dar mai mult să le arate ce are să facă în continuare Dumnezeu pentru ei. Atunci când le-a dat porunca Paștelui, spune la un moment dat în capitolul 12 din Exodul, când te vor întreba copiii tăi de ce prăznuiești această sărbătoare, tu să le explici, noi eram robi, am plâns, am strigat, Dumnezeu ne-a eliberat. Și în fiecare an cinstim pe Domnul pentru ce a făcut pentru noi. Ei, vreau să vă spun că această sărbătoare n-a fost instituită de Dumnezeu, a fost instituită de oameni, de biserică, cu scopul ca să nu uite în generație în generație, să cânte cântări de laudă unui Dumnezeu care și-a împlinit promisiunea și cum este scris în Isaia capitolul 9, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Era foarte important generațiile care vor veni să știe că Dumnezeu a cercetat pământul. Mi-aduc aminte atunci când s-au întors astronauții care au pus piciorul pe lună, cineva a întrebat, este cel mai important eveniment din istoria omenirii când omul a pus piciorul pe lună. Mai târziu, Billy Graham a spus așa, este important că a pus omul piciorul pe lună, dar este mult mai important faptul că Dumnezeu a pus piciorul pe pământ. Când mă întreb de ce este atâta împotrivire împotriva acestei sărbători, am vrea să vedem care este semnificația, care este valoarea, ce s-a întâmplat acum 2000 de ani și care era scopul cercetării Fiului lui Dumnezeu pe pământ. Luna trecută am avut un mesaj cu privire la împărăție și vă spuneam că este foarte important că unde este regele, este și împărăția. Și v-am spus atunci că dacă regele s-ar muta din Anglia în Australia, Australia ar deveni regat pentru că acolo locuiește regele. Dacă regele se întoarce înapoi pe pământ, pământul devine împărăția regelui. Și noi ne rugăm în rugăciunea Tatălui nostru, precum în cer, așa și pe pământ. Și ca să poată dobândi, să poată domni cel care a creat cerul și pământul, a trebuit să se facă om. Și spune acolo frumos în Scriptură, mi-ai pregătit un trup? El exista. S-a citit textul aici, Hristos înainte de Avram. El exista din veșnicii, toate lucrurile au fost făcute prin El. Dar ca să poată să domnească, să locuiască printre noi, să-L putem pipăi, să-L vedem ca rege, să-și impună dreptatea Lui, El trebuia să se facă om. Și lucrul ăsta a fost un lucru extraordinar. Au încercat cu secole înainte, atât în Egipt, cât și în Babilon, să se scoată niște povești că o fecioară ar rămânea însărcinată. Vreau să vă spun că nașterea lui Iisus este mai importantă decât moartea lui și mai importantă decât înviere. Dacă vă uitați, pe cruce au mai murit oameni. Romanii răstigneau în jur de 2000 de oameni pe an. De înviat, în Scriptură găsim oameni care au înviat și posibil oameni să se fi sculat din comă. Dar când este vorba să se nască cineva dintr-o fecioară și este foarte important lucrul ăsta, așa ceva nu se va întâmpla. În Isaia capitolul 7 spune că Dumnezeu însuși, adică chiar El se implică în acest lucru și vă va da un semn. Semnul nu este răstignirea, semnul nu este învierea, semnul este nașterea Lui. O naștere miraculoasă. De ce este așa de importantă nașterea Lui Hristos? Atunci când un bărbat și o femeie se unesc, sămânța bărbatului penetrează ovulul femeii și ele poartă în el niște cromozomi, DNA, ADN. Și ADN-ul ăla, DNA-ul ăla, este corupt, este păcătos. Copilul care se naște este în firea lui păcătos. De aceea spune Biblia că prin păcatul unui singur om corupt, s-a transmis păcatul la toate generațiile și nu este om care născut din carne să nu fie lucrul acesta. În capitolul 7 din 1 Corinteni, dacă v-a dus aminte, când spune acolo că zice dacă unul dintre soți este credincios, copiii sunt sfinți datorită
Celui care este sfânt, sfințește pe ăla care nu este. Ca să se poată naște un om fără de păcat, a trebuit ca sămânța să nu fie omenească. Și când întreabă Maria cum se va face acest lucru, spune, Duhul Sfânt te va umbri. Și dintr-o dată sămânța a fost din Dumnezeu. De aceea și sângele lui Iisus Hristos a fost un sânge ca la primul Adam, fără corupere, fără păcat. De aceea a și putut să fie jertfă de ispășire. Nimeni nu putea să cumpere, să răscumpere lumea cu un sânge corupt. De aceea sângele țapilor și a mielor n-au putut să facă ispășirea. Ele vorbeau despre adevărata ispășire pe care trebuia să o facă Hristos. Este foarte important să înțelegem de ce oamenii urăsc această sărbătoare. În primul și în primul rând noi vorbim despre faptul că Dumnezeu însuși se implică și dă un semn. Cel mai mare semn, Fecioara va rămâne însărcinată. Au mai fost semne în cer să naște o stea. Vin magii din trei țări îndepărtate, unii spun că din Egipt, din Susa, alții spun din alte părți. Este important că acești oameni au venit la Ierusalim și au întrebat așa, unde este regele născut de curând, regele iudeilor? Păi stai puțin când te naști, te naști prinț, nu te naști un rege. Un copil când se naște, se naște prinț, are tată rege. Dar pentru că el era regele regilor și Domnul Domnilor din veșnicie, el a venit numai să se întrupeze. De aceea el când s-a născut, s-a născut direct rege. Vă aduceți aminte atunci când stă de vorbă Iisus cu Pilat și îi spune Pilat la un moment dat, uite ce spune ăștia că tu ești împăratul iudeilor, chiar ești? Și Iisus îi spune, spui de la tine sau pentru că ți-a spus acea? Zice, nu, după cum te comporți, un împărat tot ești. Și Iisus răspunde cam așa, eu pentru asta m-am născut să fiu împărat. Eu pentru asta m-am născut să fiu rege, să domnesc. Scopul pentru care am venit în lume, ăsta este. Mai mult decât atâta. S-au prezentat îngeri la păstori. Evenimentul ăsta nu a trecut neobservat. Nu numai că au venit dintr-o țară îndepărtată. Îngerii se implică, îngerii merg la Maria, îngerii merg la Zaharia. Zaharia rămâne mut, preotul iese din Sfânta Sfintelor și nu poate să vorbească. Și încearcă oamenii să îl întrebe ce s-a întâmplat. Abia după ce i s-a deschis gura, ce să se întâmple? Ne cercetează Dumnezeu! Trimite o răscumpărare, ne ridică o cară, ne izbăvește! Și mai mult, ne cercetează soarele care răsare din înălțime. Și toate lucrurile astea erau cu privire la această sărbătoare. Vreau să vă spun că este foarte important să înțelegem de ce s-a născut Hristos, de ce trebuie să prăznuim sărbătoarea, unde s-a născut Hristos, felul cum s-a născut Hristos, este foarte important. În primul și în primul rând, dacă vă uitați, atunci când se face profeția din Mica, unde trebuie să se nască, și spune, și tu, Betleeme, cetatea lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre cetățile de căpetenie. Pentru că din tine se va naște Mesia, Hristosul, cel ce are toiagul de fier. Și când merg magii și spun la Irod, și Irod cheamă pe mari preoți, unde trebuia să se nască regele regilor și domnilor? Păi este scris în Betleem. Betleem înseamnă casa pâinii. Bet înseamnă casă, leem înseamnă pâine, casa pâinii. Unde putea să se nască pâinea care se naște, care coboară din cer și de lumii viață? Și n-a fost de câteva joi în urmă textul cu privire la Hristos, pâinea care se coboară din cer. Și spune la un moment dat Iisus, zice, părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Dar cine mănâncă trupul meu, și aici este foarte important să înțelegem. Cuvântul Domnului spune în Ioan, în capitolul 1. Și cuvântul s-a făcut trup. Noi trebuie să mâncăm cuvântul și spune acolo Petru foarte clar. Unde să ne ducem, Doamne? Că la tine am găsit cuvintele vieții veșnice. Și tot ce-a promis Dumnezeu a luat trup, a luat ființă, se împlinesc în Betleem, în casa pâinii. A doilea lucru, atunci când merg îngerii, spune, uite un alt semn după care îl veți cunoaște.
Poate că vor mai fi prunci. Poate că vor mai fi prunci săraci în grajdă. Dar este acolo în iesle înfășurat în scutece. Este foarte important ca, ca semn că Hristos avea să se nască undeva unde trebuia să fie iesle. Ieslea simbolizează locul unde merg animal, dar mai ales oile, să se hrănească. Și acolo l-au pus ca oile să se hrănească cu ce este iesle. Pentru că avea să se nască mielul lui Dumnezeu. Spunea Ioan, când îl vede prima dată, departe, spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lui. Se citea astăzi despre Avram. Avram, spunea Iisus, a văzut ziua pe care eu i-am promis-o și s-a bucurat. Păi cum a văzut-o? A văzut-o prin credință. În timp ce urca muntele împreună cu fiul său, fiul său îi pune o întrebare: tată, avem lemne, avem foc, dar unde este mielul? Și acolo Avram, prin Duhul Sfânt, se uită la Dumnezeu și Dumnezeu îi arată o zi. Și a spus: Domnul însuși va purta de grijă. De aceea a trebuit să se nască, să se împlinească și Avram prin credință. A văzut ziua aceasta și s-a bucurat: o, Dumnezeu va purta de grijă. Cât de importantă este această sărbătoare a întrupării Domnului. Și cât de mulți oameni o urez. Vreau să vă mai spun un lucru, dacă este vorba... Aici, în Canada, suntem mai obișnuiți. În țară poate că nu-i chiar așa, dar aici suntem obișnuiți. Când un băiat curtează o fată și vrea să o ceară de nevastă, ca să-i spună că o iubește și că ar vrea să o aibă pentru totdeauna cu el, îi oferă o cutiuță cu un inel. Întotdeauna, valoarea inelului este în funcție de câți bani are, cât e de bogat cel care face cadou. Dar mai mult, ce valoare are fata în ochii lui? Ca să fie sigur că nu o pierde, cumpără cel mai scump inel. Unii chiar iau de pe Visa, se împrumută de bani, intră în datorii. Dar scopul este să o impresioneze. Și când deschide aia și vede inelul și vede ce valoare are ea în ochii lui, spune: yes, yes, yes! Dumnezeu, care este bogat și care are cerul și pământul, putea să dea orice. Și spune: nu cu aur și argint ați fost răscumpărați. Nu cu aur și argint ați fost chemați la viață, la o relație cu Dumnezeu, ci v-am dat cea mai scump. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu. Și spunea în Isaia, capitolul 9, căci un copil ni s-a născut, dar un fiu ni s-a dat. Ce dovadă de dragoste mai mare! Ce valoare ne-a arătat nouă Creator! Uite, te iubesc cu o iubire veșnică și nu dau aur și argint. Aș putea să dau, că am tot pământul, am tot cerul. Pentru că ai valoare în ochii mei. Dau pe fiul meu. Este foarte important să înțelegem lucrul acesta. Dacă vedem ce valoare are această sărbătoare, oare cum ar trebui să o sărbătorim? Că trebuie să o sărbătorim. Vreau să vă spun că noi de câte ori mergeam la colindat, mergeam că ne plăcea să cântăm. Melodiile erau făcute de niște oameni care aveau un foc în inimă. Vorbeau așa de frumos și parcă ele întotdeauna ne făcea, și dacă era frig afară, să ne simțim bine, să colindăm. Să mergem și oamenii se bucurau și ne deschideau ușa și ne dădeau mâncare, ne dădeau bani, ne dădeau mere, prăjituri, se bucura să le aduce această veste bună. Dacă vă uitați, când a fost acest eveniment, de fapt, eu mă duc la un concert de colinde cu Gabi și cu ceilalți și trebuie să justific de ce oamenii colindă. Oamenii când sunt în dureri, cântă, jelesc, cântă doine. Când sunt bucuroși, cântă cântări de laudă. Când sunt triști, cântă. De exemplu, atunci când Israelul a trecut prin Marea Roșie, Maria, sora lui Moise, a cântat o cântare de laudă. Și dacă vă uitați acolo, ce cuvinte frumoase, lăudați să fie Domnul care a înnecat pe
oastea lui Faraon pe noi, ne-a scos, a făcut să stea apelețit, minunile care le-au făcut. Ea le pune într-o cântare și zice să învețe generațiile copiii lui Israel această cântare, să nu uite ce a făcut Domnul pentru ei. În Apocalipsă vom găsi aceeași cântare a lui Moise, cântată de biserică. Am găsit pe Deborah când l-a învins pe Sisera, o cântare de laudă, dar am văzut cântări de jale. Atunci când moare Saul, David cântă și zice, o, une sunt vitej. Există anumite feluri de a ne exprima cântarea pe care noi o învățăm la alții, să nu uităm anumite evenimente. Am găsit pe Ieremia care a cântat o cântare de jale cu privire la împăratul Iosia care a murit. Când a fost vorba de acest eveniment, am găsit cele mai multe cântări în Biblie, 5. Cântă Maria prima dată. O, ce bine că Dumnezeu și-a aruncat privirea lui asupra stării zberite a roabei sale și ce lucruri o să fie pentru ea, cum mă vor numi neamurile. Vine Zaharia și cântă, Dumnezeu ne-a cercetat din înălțime, are planuri cu noi. Ne va îngădui să-i slujim fără frică. O altă cântare. Am găsit pe îngeri, cântau în cer și se uneau cu îngerii care au fost pe pământ și ăia cântau împreună cu îngerii din cer. Am găsit pe păstori după ce au plecat de acolo și ei lăudau și cântau și vesteau la alții ce s-a întâmplat, ce mântuire au venit în casa lui David. Și am văzut cântarea ultima a lui Simeon. Acum, când mă gândesc la mine, când mă gândesc la voi, ce semnificație, ce valoare mai are întruparea Domnului Iisus Hristos? Ar merita acest eveniment cântat? Pentru că, vedeți, noi de foarte multe ori sărbătorim Crăciun. Și îl sărbătorim de parcă nu ne mai tihnește de nimic. Femeile le vezi că tot frământă, tot frământă și tot copt. Și noi, ca și bărbați, am vrea să ne o odihnim după atâtea zile de lucru. Și spune, du-te până la Zers, du-te până la Kaufland, du-te dincolo, du-te dincolo. Și tu tot umbli pe drum, mă, femeie, știi ce, nu mai faci nimic, lasă că cumpăr tot. Dar de ce atâta o aboseală? Mai mult decât atâta, să ceartă cu copiii. Că ăla stă tot timpul pe telefoane, pe iPad-ul, pe computer, dincolo. Este și ceartă. Și bani cheltuiți, și cadou, și copiii vin cu lista să le scrie acolo. Și tu când vezi cât costă toate și mergi... Noi ne sărbătorim pe noi. Nu sărbătorim pe cel din veșnicii venit să ne aducă bucurie. Și dintr-o dată abia aștept să treacă Crăciunul și n-ai vestit sărbătoarea aceasta și ce-a făcut Dumnezeu pentru tine. Mai mult decât atâta, dacă v-ați aminte de cei care ați trăit în țară, așa ne bucuram să ne treacă cineva pragul, să-i dăm parcă o parte din toată bunăstarea și toată binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Și cum nu-l mai sărbătorim pe El, ne sărbătorim pe noi și ne doare burta și mergem la doctor și luăm ferment, să se digere mai bine mâncarea și mâncări grasă și mâncări dulci și doctorul ne interzice și noi nu-l mai sărbătorim pe El. Ne sărbătorim pe noi. După atâta oboseală, alergătură, nici nu-ți vine să mai vestești. Doamne, dă-ne înțelepciune. Am vrea să nu uităm niciodată ce a făcut Dumnezeu și ce important eveniment s-a petrecut acum 2000 de ani. Una dintre cele mai mari probleme însă cu această sărbătoare este când s-o sărbătorim. Și aici am văzut în ultima vreme chiar unii creștini foarte sfinți spun că n-ar trebui sărbătorite pe 25 decembrie. S-o sărbătorim ori cu o săptămână înainte, ori cu una după. Știu chiar o biserică de la noi din zonă care ei de Crăciun nu fac nimic, dar fac după o săptămână. Că zis, noi nu ținem Crăciunul ca și cei care țin cu lumea. Mai mult decât atâta, scriu pe ușă, nu primim colindător nou, să nu ne aducă nimeni vestea asta bună. Stăteam de vorbă cu un frate din biserică. Casa lui era lângă casa unui necreștin și de Halloween și-o umplut ăla de tot felul de cimitir, de morți, de păianj, de tot felul de scheleturi. Și copiii au întrebat, tati, ce e aici? O să așa sărbătoresc oamenii pe stăpânul lumii acestea, pe cei care trăiesc în întuneric.
Dar vine Crăciunul și întreb, noi cum sărbătorim? Ce vestim noi la cei din jurul nostru? Care este nădejdea noastră? Care este bucuria noastră? Dacă vă uitați în capitolul 9 din Isaia, cuvântul Domnului spune la un moment dat în versetul 1, totuși, și fiți atenți la acest cuvânt, totuși, întunericul nu va împărăți veșnic. Când sunt împotriva sărbătoririi Crăciunului pe 25 decembrie, vin unii să ne spună că, de fapt, în ziua aceasta se sărbătoreau Saturnalis, zilele lui Saturn, zilele Soarelui. Ce s-a întâmplat? Oamenii au fost tot timpul speriați când vedeau că ziua scade și noaptea crește, mă, nu cumva, la un moment dat, să fie numai întuneric. Oamenii se tem de întuneric, oamenii urăsc întuneric. Și oamenii care nu cunoșteau pe Dumnezeu și nu cunoșteau promisiunile din Scriptură, se temeau tot. De fiecare dată, când venea 22 decembrie, că atunci este solstițiu de iarnă, când ziua începe să crească, din 22 începe să crească, dar vizibil este numai din 25. Și oamenii când vedeau că ziua nu mai scade, ci crește, făceau o sărbătoare, spune Invictus Solis, neînvinsul soare, lumina luminează în întuneric. Dar era scris în Ioan capitolul 1. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit. În Isaia capitolul 9 spune, totuși întunericul nu va împărăți veșnic. Există momente în care noi trăim, în Canada, în alte părți, în care împărăția întunericului domnește cu așa putere, încât ne vine să credem că va fi pe vecie. Și Dumnezeu vine și ne promite, nu va împărăți veșnic. O mare lumină se arată pentru cei ce oblau în întuneric. Pentru ei, pentru păgâni, cuvântul acesta, Saturnalis Invictus Solis, că soarele învinge totdeauna, a fost un prilej de bucurie. Când s-au creștinat, ei au înțeles mai bine decât creștinii ce însemna această sărbătoare, că lumina va birui întunericul. De aceea au pus-o atunci. Toți știm că Hristos nu s-a născut pe 25 decembrie. Unii spun că prin octombrie, alții spun că prin septembrie. Important este această sărbătoare care ne vorbește de un eveniment, nu de o zi de naștere. Intrarea Fiului lui Dumnezeu în lume, ca răscumpărare și sângele Lui care ne poate ispăși de orice păcat, este sânge a unui om trăit fără păcat. Doamne, binecuvintează seara aceasta. Toți cei care ați fost aici, aș vrea să fie pentru voi un boost, un prilej de bucurie. Să sărbătoriți Crăciunul cum nu l-ați sărbătorit de multă vreme. Să vă bucurați de acest eveniment, pentru că acest eveniment ne vorbește despre un Dumnezeu că împărăția Lui are să vină. Ăsta este cel mai important mesaj. O venit regele, o venit să-și vadă împărăția, o venit să facă răscumpărarea, să plătească inelul pe care Dumnezeu l-a făcut prin faptul că ne-a chemat la un legământ cu El, în care Biblia spune foarte frumos cum se unește un mire cu mireasa Lui. Așa mă unesc eu cu poporul meu, zice Domnul. Biblia vorbește despre Iisus și biserică. Și prețul care s-a dat și ce valoare avem noi în ochii Lui Dumnezeu. Crăciunul vorbește despre așa ceva. De aceea mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica din Chișinău. Amin. Să binecuvinteze pe toți cei care vor veni de sărbători și vor fi mesaje. Și cu privire la magi, și cu privire la păstori, și cu privire la Maria, și cu privire la Zaharia. Și să vorbească despre regele regilor și Domnul Domnilor. Importanța venirii lui Iisus în lume. Dacă Iisus n-ar fi avut o naștere care să aibă un semn așa spectacular, nici moartea Lui nu mai avea valoare. Și nici înviere. Nașterea Lui arată întruparea Fiului Lui Dumnezeu. Știți ce spune Biblia în capitolul 2 din 1 Timotei? Este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Cum scrie? Omul Iisus Hristos asta arată care trup, ca și noi, dar un trup proslăvit. Ca unui care este înviat din morți. Și Biblia ne arată și spune, noi vom fi când se va arăta El ca El. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și vreau să mă duc spre încheiere. Citind ceea ce spunea Isaia în capitolul 9. Totuși, măcar că avem motive să credem că împărăția celui rău
este forever și parcă așteptăm cât mai mult ca să vină instaurarea împărăției, cuvântul Domnului spune la un moment dat în Apocalipsa: iată că împărăția a trecut în mâinile lui Dumnezeu și în mâinile Hristosului Său. Așteptăm. Deocamdată regele ne-a cercetat, ne-a răscumpărat, nu cu aur și argint, și mai mult este gata să vină. Dar noi până atunci trebuie să vestim pe Cel care a venit din vecinicii. Să ne aducă bucurii, cum spune cântarea. Amin. 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 Să-l udăm pe Domnul cu cântare și apoi fratele Hozan.